numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Pacea să fie cu voi. Iată, Domnul nostru vine cu putere. El va lumina ochii slujitorilor săi. Aleluia! Lăudat să fie Iisus Hristos! Preasfințite zile voastre, dragi persoane consacrate, dragi surori, dragi iubiți credincioși! Astăzi e bucurie în întreaga biserică. Biserică din răsărit și biserică din apus. Toți se grăbesc să-L întâmpine pe Domnul care vine. Preacurata Fecioară Maria cu Iosif, cu bătrânul Simeon și cu prorocița Ana, dar și cu Sfântul Părinte și cu toți episcopii și preoții din lume și mai ales cu toate persoanele consacrate în ziua dedicată vieții consacrate, la încheierea anului dedicat vieții consacrate. Cu bucurie îl vom primi pe El, lumina care luminează e tot Cel care vine în lume. Lumina care vrem să o avem în suflet. Fraților preiubiți, acum 40 de zile am sărbătorit cu bucurie nașterea Domnului. Iată, astăzi a venit ziua fericită în care Iisus a fost prezentat în templu de Maria și Iosif. El se supune astfel legii lui Moise, dar în realitate iese în întâmpinarea poporului său credincios. Îndemnați de Duhul Sfânt, au venit la templu bătrânii sfinți Simeon și Ana. Luminați de același Duh, ei L-au recunoscut pe Domnul și au dat mărturie înaintea tuturor, tresăltând de bucurie. La fel și noi, adunați la oaltă prin Duhul Sfânt, să ne îndreptăm spre casa lui Dumnezeu, spre altarul Său, în întâmpinarea lui Hristos. Acum Îl vom găsi și Îl vom recunoaște și noi la frângerea pânii, așteptând să se împlinească întâlnirea noastră cu El în slavă. Să ne rugăm! Dumnezeule, originea și izvorul luminii, care I L-ai arătat astăzi bătrânului Simeon pe Hristos, lumină-ți pe luminarea neamurilor. Te rugăm cu milință să binevoiești a sfinții cu binecuvântarea Ta aceste lumânări și asculta rugăciunile poporului Tău care s-a adunat aici ca să le poarte spre lauda numelui Tău. Dăruiește-ne o tuturor harul ca, umblând pe calea virtuților, să ne învrednicim a ajunge la lumina fără de apus, prin Hristos Domnul nostru. Să mergem în pace, în întâmpinarea lui Hristos Domnul. Procesiune.
Dumnezeu Atotputernicul să ne curățe de păcate și ajutându-ne să celebrăm cu credință Sfânta Liturghie, să ne învrednicească la parte la masa împărăției sale. Amin. Gloria in excelsis Deo.
Să ne rugăm. Dumnezeule atotputernic și veșnic, noi implorăm cu umilință maestatea ta, ca precum Fiul tău unul născut a fost prezentat astăzi la templu întrupomenesc, să ne dai și nouă harul de a ne înfățișa înaintea ta cu suflete curate, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul tău, care fiind Dumnezeu împreună cu tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor. Citire din cartea profetului Malahia. Așa spune Domnul Dumnezeu: Iată, îl trimit pe mesagerul meu. El va îndrepta calea înaintea mea. Va intra dintr-o dată în templul său Domnul pe care voi îl căutați, mesagerul alianței pe care voi îl doriți. Iată, vine, zice Domnul Sabaot. Cine va putea suporta ziua venirii lui? Cine va putea sta când se va arăta el? Căci el va fi ca focul celui care topește și ca leșia celui care spală. Va ședea precum cel care topește și îi va curăța pe fiii lui Levi și va rafina ca pe aur și pe argint. Ei vor aduce Domnului ofrandă după dreptate. Îi va plăcea Domnului ofranda lui Iuda și a Ierusalimului, ca în zilele de odinioară, ca în anii de mai înainte. Cuvântul Domnului. Domnul oștirilor, i-aleste regele gloriei. Ridicați-vă, porților, pragurile voastre de sus. Deschideți-vă voi, porți veșnice, ca să intre regele gloriei. Cine este acest rege al gloriei? E Domnul cel tare și puternic, Domnul cel viteaz în luptă. Ridicați-vă, porților, pragurile voastre de sus, deschidiți-vă voi, porți veșnice, ca să intre regele gloriei. Cine este acest rege al gloriei? Domnul oștirilor, el este regele gloriei. Lectura a doua,
citire din scrisoarea către evrei. Fraților, cum însă copiii au același sânge și aceeași carne, a devenit și Iisus părtaș cu ei, pentru ca, prin moarte, să reducă la neputință pe cel care avea puterea morții, adică pe diavol, și să elibereze pe aceia care, de frica morții, toată viața lor erau reduși la sclavie. Căci nu se îngrijește de îngeri, ci de urmașii lui Abraham se îngrijește. De aceea, era nevoie să se facă în toată asemenea fraților, pentru ca să devină un mare preot îndurător și vrednic de încredere pentru relațiile cu Dumnezeu, ca să ispășească păcatele poporului. Așadar, prin faptul că El însuși a îndurat încercarea, poate să vină în ajutorul celor care sunt încercați. Cuvântul Domnului. Spre luminarea neamurilor și spre gloria poporului tău, Israel. Aleluia, 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 aleluia. Domnul să fie cu voi. Lectură din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Luca. După ce s-au împlinit zilele purificării lor, după legea lui Moise, Maria și Iosif l-au dus pe copil la Ierusalim ca să-l ofere Domnului, după cum este scris în legea Domnului: orice prim născut de parte bărbătească va fi numit sfânt pentru Domnul, și să aducă jertfă, după cum este spus în legea Domnului, o pereche de turturele sau doi pui de porumbel. Și iată că era la Ierusalim un om cu numele Simeon, și acesta era un om drept și evlavios, care aștepta mângâierea lui Israel, și Duhul Sfânt era asupra lui. Îi fusese revelat de Duhul Sfânt că nu va vedea moartea înainte de a-L vedea pe Hristos Domnul. A fost condus de Duhul Sfânt la templu, iar când părinții l-au adus pe copilul Iisus ca să facă după obiceiurile legii cu privire la el, l-a luat în brațe și l-a binecuvântat pe Dumnezeu, spunând: acum slobozește-l pe slujitorul tău, Stăpâne, după cuvântul tău, în pace, căci au văzut ochii mei mântuirea ta, pe care ai pregătit-o înaintea tuturor popoarelor, lumină spre luminarea neamurilor și slava poporului tău, Israel. Tatăl și mama lui se mirau de cele spuse despre el. Simeon i-a binecuvântat și i-a spus Mariei, mama lui: iată, acesta este pus spre căderea și spre ridicarea multora în Israel și ca semn de contradicție, ca să se dezvăluie gândurile din multe inimi, iar o sabie va străpunge sufletul tău.
Era acolo și Ana, profetesa, fiica lui Fanuel din tribul lui Iașer. Aceasta era mult înaintată în vârstă. După ce trăise cu bărbatul ei 7 ani de la fecioria ei, era acum văduvă și ajunsese la 84 de ani. Ea nu părăsea templul, slujind zi și noapte prin posturi și rugăciuni. Fiind prezentă și ea, îl mărturisea pe Dumnezeu și vorbea despre copil tuturor celor care așteptau eliberarea Ierusalimului. Când au împlinit toate după legea Domnului, s-au întors în Galileea, în cetatea lor Nazaret. Iar copilul creștea și se întărea, plin de înțelepciune, și harul lui Dumnezeu era asupra lui. Cuvântul Domnului. Lumină spre luminarea neamurilor. Ascințite sfințiile voastre, dragi persoane consacrate, dragi și iubiți credincioși. Dragi credincioși, uniți cu noi prin intermediul internetului. Este sărbătoarea care ne umple de lumină. Este sărbătoarea în care vine la noi Dumnezeu. Vine lumina. Se îndreaptă spre noi. Este sărbătoarea când întreaga creștinătate vrea să meargă în întâmpinarea lui Iisus care vine să se umple de lumină. Vă salutăm pe toți, dragi și iubiți credincioși, pentru că ați venit să-L întâmpinați pe Domnul care vrea să vă umple de lumină. Vă salutăm pe voi, dragi persoane consacrate, dragi suflete care ați decis să ieșiți în întâmpinarea Lui ca să vă umpleți de lumină, purtând simbolic în mână lumânările pe care astăzi le-ați adus. Sunt bucuros să spun că noi, de aici, de la Iași, ne aflăm în comuniune directă cu Sfântul Părinte și cu întreaga biserică, cu toate persoanele consacrate care astăzi, într-un chip special, se bucură și vor să se umple de lumină. Ne aflăm împreună cu toți creștinii care caută lumina. Îl caută pe Dumnezeu. Iubesc viața. Sunt bucuros să vă aduc încă din primele veacuri una dintre cele mai frumoase mărturii despre această sărbătoare. Sărbătoarea întâmpinării Domnului sau prezentării lui Iisus la templu. Prezentă, de fapt, la breviar, dacă persoanele consacrate au breviarul și pot găsi acest, cu adevărat, cuvânt plin de lumină a unui episcop, Sofroniu, patriarh al Ierusalimului, 638. Să alergăm cu toții în întâmpinarea Domnului noi, cei care cinstim și venerăm cu atâta fervoare misterul Său. Să mergem împreună spre El cu însuflețire. Nimeni să nu lipsească de la această întâlnire. Nimeni să nu-și uite lumânarea.
ba chiar să sporim strălucirea lumânărilor pentru a arăta strălucirea dumnezeiască a celui care se apropie, căci El dă strălucire universului și îl inundă cu o lumină veșnică, îndepărtând bezna. Dar mai ales pentru a arăta strălucirea sufletelor noastre cu care trebuie să mergem în întâmpinarea lui Hristos. De fapt, așa cum mama lui Dumnezeu, Fecioara Preacurată, a purtat în brațele sale lumina adevărată și a dus-o acelora care zăceau în întuneric, tot așa și noi, luminați de razele sale și purtând în mâinile noastre o lumină vizibilă pentru toți, să ne grăbim să ieșim în întâmpinarea aceluia care este cu adevărat lumina. Și noi, îmbrățișându-L cu credință pe Hristos, care vine să lumineze pe oricine în lume, să ne bucurăm, să tresăltăm de bucurie și să-I deschidem sufletul ca să se aprindă în noi acea lumină care nu poate fi învinsă de întuneric. Dragi iubiți credincioși, dar mai ales, dragi persoane consacrate, este sărbătoarea voastră, sărbătoarea persoanelor care au ales să iasă în întâmpinarea cu candelele aprinse, care ați decis să nu vă îndepărtați niciodată de templu, așa cum avem astăzi modelele lui Simeon, cel care s-a bucurat luându-l în brațe și al prorociței Ana. Dar nu numai a lor. Exemplul Maicii Domnului, a Sfântului Iosif. Voi sunteți acele persoane care astăzi trebuie mai mult, mai intens, mai cu iubire, nu numai să purtați în mâini aceste lumânări sfințite, ci să vă lăsați umplute de această lumină în suflet ca să deveniți martorii acestei lumini, răspândind în lume faptele minunate ale Domnului. Mă bucur să vă spun că Sfântul Părinte i-a primit ieri pe toți cei care sunt la jubileul persoanelor consacrate. Și că Sfântul Părinte i-a pregătit un discurs, poate mulți deja l-ați și văzut, ați și auzit, un discurs pe care a voit să-l țină persoanelor venite la jubileu. Un discurs cu adevărat, un cuvânt cu adevărat părintesc, un cuvânt care să ungă sufletele. A lăsat foile pe care el le-a scrise și li s-a adresat celor prezenți, tuturor persoanelor consacrate direct, arătând ce însemnează să fii persoană consacrată și ce trebuie să facă o persoană consacrată. Sunt de fapt cuvintele pe care noi tot anul acesta am încercat să le aprofundăm într-un chip deosebit, voi, dragi persoane consacrate. Persoana consacrată trebuie să fie un profet care să vorbească despre Dumnezeu și despre lumini. Oamenilor, carismele nu sunt doar pentru persoana proprie, ba mai mult, ele sunt pentru ceilalți. Persoanele consacrate, spune Sfântul Părinte, dar vă rog să citiți acest mesaj al său, îl găsiți
mass media, site-ul nostru al diocezei. Persoanele consacrate trebuie să fie în vecinătatea celorlalți, în proximitate, cum este. Adică față de toți, alăturea, alături de cei părăsiți, uitați, năpăstuiți, cuprinși de întuneric. Dar nu numai alături de cei departe, ci cheamă persoanele consacrate într-un chip deosebit să fiți apropiate de persoanele care fac parte din familia din care veniți. Și aici Sfântul Părinte dă o mulțime de lecții. Persoanele consacrate trebuie să fie în lume un motiv de speranță. Un motiv în care oamenii să vadă că rolul pe acest pământ este nobil, de a crește, de a nu ne descuraja, de a nu uita că dacă trecem prin greutăți, nu însemnează că noi suntem uitați, ci din contra. Dacă trecem prin greutăți, trebuie să știm că El însuși a mers înaintea noastră printre ele, luându-le asupra sa și arătându-ne cum trebuie să învingem dificultatea. Chiar și atunci când numărul persoanelor consacrate dintr-o congregație sau alta scade, nu trebuie să ne pierdem speranța. Aceste greutăți ne pot întări. Ne invită să ne rugăm mai mult, să fim cu adevărat angajați și angajate într-o asemenea continuă rugăciune, ca Domnul să trimită cât mai mult secerători și profeți și martori în lume. M-am bucurat, întâlnind prin serviciul Părintelui Pătrașcu și prin serviciul nostru al mass media, a internetului, să găsesc aceste minunate cuvinte. Și în formulă directă, și în formulă scrisă. Papa le-a încredințat cardinalul Joao, care a fost aici la noi, Joao, ca să le publice. Sigur că o să ajungă la toți. Ca un fel de încoronare a întregii activități a persoanelor consacrate. Le mulțumește tuturor persoanelor consacrate Sfântul Părinte. Le mulțumește pentru că au ales să poarte în mâini luminile, să slujească, să iubească și să răspândească această lumină a lui Iisus. Le felicită, vă felicită cum o facem și noi. Mă bucur dacă veți lua în mâini aceste cuvinte ale Sfântului Părinte, în care concentrează, de fapt, tot ceea ce a spus în anul care a trecut și care, de fapt, nu este altceva decât o nouă lansare. Anul vieții consacrate ce se încheie astăzi, dar nu se termină. De fapt, anul vieții consacrate v-a chemat, așa cum noi și eu, în scrisoarea mea, adresată tuturor persoanelor din dieceza noastră și nu numai, a fost și rămâne un an de grație, un an cu adevărat care v-a chemat la o aprofundare zi de zi a chemării și a bucuriei voastre, în care ați fost chemați, știm, când am primit documentele Sfântului Părinte și ale Congregației pentru Viața Consacrată, să priviți trecutul cu recunoștință, să trăiți prezentul cu pasiune, să deveniți experți în comuniune, să practicați mistica întâlnirii. Ca un semn de profundă încurajare,
ne cerea și vă cerea Sfântul Părinte să îmbrățișați viitorul cu speranță, învingând toate greutățile vieții, bine știind că pentru cel care își pune speranța în Domnul, nimic nu este imposibil. Totul este posibil. În acest program propus de Sfântul Părinte erau amintite și marile așteptări ale Papei și ale Bisericii. Persoanele consacrate trebuie să fie pline de bucurie. Niciodată cu fețe triste și neliniștite, căutând cumva fericirea în altă parte. Nu. Și să nu uite să fie așa cum așteaptă toți, experți și experte în spiritualitatea comuniunii. Un gând pe care Sfântul Părinte, cel care a iubit atât de mult viața consacrată, l-a propus Sfântul Ioan Paul al II-lea. Spiritualitatea comuniunii, care rezolvă totul în biserică, în trupul său mistic. Una din dorințele Sfântului Părinte Papa Francisc, repetată de fapt și în discursul său, și astăzi încă va mai avea de accentuat, era ca fiecare dintre cei consacrați să fie gata să meargă la periferii, să întâlnească pe cei care au mai mare nevoie de iubire, pe cei în dificultate, marginalizați sau abandonați. Acum, scriam în scrisoarea noastră, a mea, către toate persoanele, în ziua de 2 februarie, când întreaga biserică celebrează întâmpinarea Domnului, anul vieții consacrate oficial se încheie. Mergem mai departe în anul milostivii. A fost și rămâne un kairos, un timp sfânt, bogat în haruri și binecuvântări. Știu și sunt bucuros, toți știm cu toții, că ați avut o mulțime de întâlniri zonale, în familiile proprii, împreună, aici, la noi și în alte părți, în care ați încercat să vă angajați cu toată bucuria, cu tot entuziasmul și cu generozitate să arătați lumii fața milostivă a lui Dumnezeu. Având mereu în față acest apel al lui Iisus, exprimat prin Sfinții Părinți Papi, mai ales prin Papa Francisc, dând ascultare chemării Harului Divin și Sfântului Părinte, voi, dragi persoane consacrate, v-ați străduit ca anul acesta să trăiți bucuria angajării pe urmele înaintașilor voștri, redescoperind sensul profund al propriei carisme și arătând tuturora pe cine l-ați ales să-l urmați și cui i-ați dăruit inima. Vreau să vă spun că astăzi, cu adevărat, în ziua de 2 februarie, trebuie să vedem în bătrânul Simeon și prorocița Ana un imbold puternic pentru fiecare, ca să rămâneți mereu în templu, lângă cel care vine sau să-l întâmpinați pe cel care vă întâmpină. Și aș vrea să subliniez că pentru bătrânul Simeon și prorocița Ana a fost doar un moment acela al întâlnirii, sigur, care le-a umplut sufletul de bucurie și a exprimat această bucurie așa de frumos, lumină spre luminarea neamurilor, pentru voi, dragi persoane consacrate. Acest eveniment, acest moment, nu încetează. Aveți mereu această bucurie a întâlnirii cu Iisus, a întâmpinării Lui, El care vrea să vină la voi. În rugăciune, Sfântul Părinte insistă foarte mult asupra rugăciunii pentru vocații. În participarea la Sfintele Slujbe, mai ales la împărtășanie, care trebuie să fie momentul forte, continuu,
al unui suflet și a unei persoane consacrate. Și aveți un câmp așa de larg de a vă arăta această bucurie, că Dumnezeu v-a ales, v-a întâmpinat, v-a chemat, vă cheamă să-L urmați. Prin voi vrea Iisus să vorbească lumii despre lumina sa. Vă îndemnăm să rămâneți mereu plin de această lumină și să o împărtășiți tuturor. Anul se încheie, drumul bucuriei continuă, drumul mărturiei continuă, drumul comuniunii continuă, drumul speranței nu se sfârșește. Amin. Și acum împreună, în această sărbătoare a vieții consacrate, ca un angajament profund pentru viitor, aici declarăm împreună credința noastră, spunând: cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernic, Creatorul Cerului și al Pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, Dumnezeu din Dumnezeu, lumina din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer. S-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară, și s-a făcut om. S-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer. S-a dat dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul Dădătorul, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc păcatelor, aștept învierea morților și viața viacului. Fraților și surorilor, să ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos, care vine în întâmpinarea poporului Său, și plin de speranță să ne adresăm Lui spunând: luminează, Doamne, viața noastră! Luminează, Doamne, viața noastră! Pentru ca Sfântul Părinte Papa Francisc, episcopii, preoții și diaconii să fie pătrunși de adevărul lui Hristos și să-i atragă și pe alții la El prin cuvântul și exemplul lor. Să ne rugăm. Luminează, Doamne, viața noastră! Pentru ca episcopii noștri, Petru și Aurel, care cu umilință, răbdare și dăruire ne conduc și dau mărturie despre Iisus Hristos, să se simtă întăriți de harul lui Dumnezeu și de prezența binefăcătoare a Mariei, Maica noastră. Să ne rugăm. Luminează, Doamne, viața noastră! Cu inima plină de recunoștință și cu privirea îndreptată asupra timpului de har pe care l-am trăit în acest an dedicat vieții consacrate, îi mulțumim lui Dumnezeu care ne-a chemat să-L urmăm pe Iisus în slujirea Bisericii. Anul se încheie, dar continuă angajarea noastră de a rămâne fideli față de chemarea primită și de a crește în iubire
în dăruire, în creativitate, să ne rugăm. Luminează, Doamne, viața noastră! Pentru ca anul sfânt al milostivirii în care ne aflăm să fie pentru toți creștinii un timp de har, timp sfânt, în care fiecare persoană să descopere fața lui Dumnezeu, care este aceea a unui Tată îndurător și milostiv, îndelung răbdător și plin de îndurare, să ne rugăm. Pentru ca tinerii, în mijlocul atâtor propuneri superficiale și efemere, să cultive atracția spre valori și să nu se teamă de viitor, ci să aibă credință și încredere în Iisus, care este cale, adevăr și viață, să ne rugăm. Pentru ca familiile să fie astăzi, pentru fiecare copil care se naște, cea de întâi școală a vieții și cea mai importantă, deoarece familia ne ajută să experimentăm darul vieții, ne învață să iubim, să cerem iertare, să ne rugăm, să dăruim și să distingem binele de rău, să ne rugăm. Pentru ca sărbătoarea Luminii, pe care o celebrăm astăzi, să întărească în fiecare dintre noi iubirea, credința și speranța, să ne rugăm. Pentru ca toți reposații din familiile și comunitățile noastre să fie primiți în slava cerească și să contemple iubirea veșnică a Tatălui pentru care au trăit pe pământ. Să ne rugăm. Dumnezeule, Părinte Ceresc, Tu ai voit ca Fiul Tău, răscumpărătorul așteptat de veacuri, să se întrupeze în sânul nepătat al Preasfintei Fecioare Maria. Dă-ne harul să-L primim cu bucurie, ca să avem parte și noi de viața dumnezeiască pe care El ne-a adus-o și ne-a dăruit-o, care viețuiește și domnește în vecii vecilor.
rugați-vă, fraților și surorilor, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăle Totputernicul. Să-ți fie bineplăcute, te rugăm, Doamne, darul pe care ți-l aduce biserica în sărbătoare, căci Tu ai voit ca Fiul Tău născut să ți se ofere ca miel nepătat pentru viața lumii, El care viețuiește și domnește în vecii vecilor. Domnul să fie cu voi. Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, Atotputernic Veșnic, Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. Astăzi Fecioara Maria l-a prezentat în templu pe Fiul Tău, unul născut, ca lumină pentru luminarea neamurilor și slava poporului Tău, Israel. De aceea mergem și noi cu bucurie în întâmpinarea Mântuitorului și îți cântăm împreună cu îngerii și sfinții imnul de laudă al măririi Tale. Sfânt ești cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate Te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare aduni poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să-i se aducă numele Tău jertfă curată. De aceea, Doamne, Te rugăm cu milință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine, căci El în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând:
luați și mâncați din această dos. Acesta este trupul meu care se jertfește pentru. De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi, zicând, luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuire a Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfânt. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii Tale și recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu Tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prilos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi. Mai întâi cu Preafericita Fecioară Născătoare de Dumnezeu Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri și cu toți sfinții prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francisc și Episcopul nostru Petru, cu Episcopul Auxiliar Aurel, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta. Întoarce la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni, pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde ne dejduim să ne bucurăm și noi de-a pururi de mărirea Ta împreună cu ei, prin Hristos, Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Amin. Îndreptă se porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura Sa dumnezeiască, îndrăznima spune, Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește-a da pacea în zilele noastre. Pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat
și ferici de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor tăi, pace vă las vouă, pace mea dă vouă, nu primi la păcatele noastre, ci la credința bisericii tale, binevoiește, ai dărui pacea și unirea după voința ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun și milostiv este Domnul. Doamne, să intri sub apă. Aș spune numai persoanele consacrate vor primi Sfânta Împărtășanie sub ambele specii. Litaniilor de seară,
din hostia cea albă, să-i fiu urmaș și credincioasă slugă. Atunci rămas bun tuturora, părinți, dragi frați, iubiți și-ntreaga lume, și-n urma mea s-a închis tăcută poarta iubitului lăcaș de-nțelepciune.
Să ne rugăm! Prin aceste taine pe care le-am primit, Doamne, desăvârșește noi lucrarea Harului Tău, Tu care ai împlinit așteptarea lui Simeon, așa încât el nu a văzut moartea mai înainte de a se învrednici să-L primească pe Hristos. Dă-ne și nouă harul ca ieșind în întâmpinarea Domnului să dobândim viața veșnică prin Hristos Domnul nostru. Înainte de a primi Sfânta Binecuvântare, sigur de aici, din catedrala noastră, îndreptăm spre toți și toate persoanele consacrate acest gând de prețuire, de bucurie, de mulțumire, de încurajare pentru tot ce au făcut și fac pentru slava lui Dumnezeu, faptele sale minunate și pentru oameni. Sigur că o facem în comuniune cu Preasfințitul Părintele Alois, vicarul nostru episcopal, care sigur a trimis și trimite un mesaj, și o facem pentru toate persoanele din toate comunitățile noastre, inclusiv asupra tuturor credincioșilor care astăzi s-au îmbogățit primind lumina lui Hristos, să meargă toți în lume să-L prezinte pe El. Vă dorim bucurii, dragi persoane consacrate, dragi frați și surori. Domnul să fie cu voi! Să fie numele Domnului binecuvântat! Ajutorul nostru este numele Domnului! Să vă binecuvânteze pe voi atotputernicul și veșnicul Dumnezeu Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt. Amin. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Acum, imediat, persoanele consacrate sunt rugate să vină în față pentru o fotografie. Vă rugăm!